Corteva AgriScience extinde producția de semințe de floarea soarelui în România. Corteva AgriScience accelerează dezvoltarea diviziei de semințe de floarea soarelui a companiei în Europa, odată cu finalizarea unei investiții suplimentare de 14 milioane de euro în facilitățile de producție de la Afumați, România. Investiția va permite companiei să vină în întâmpinarea cererii tot mai mari de semințe de floarea soarelui de înaltă calitate din partea fermierilor la nivel național și internațional. Unitatea de producție a semințelor de la Afumați, aflată la 12 km est de București, este una dintre cele mai moderne facilități de producție Corteva din lume și cea mai mare stație de procesare a semințelor din România. Aflată în funcțiune încă din 2006, aceasta produce semințe de floarea soarelui, care înglobează tehnologii avansate pentru clienți de pe întreg teritoriul Europei. Proiectul investițional, constând într-o nouă unitate de depozitare și condiționare, va permite companiei Corteva AgriScience să scurteze lanțul de aprovizionare, să-și sporească capacitatea de reacție și de livrare, cât și capacitatea de prelucrare la nivel european pentru a susține creșterea din regiune. Suma totală investită în unitatea de producție a semințelor din Afumați a depășit astfel 74 de milioane de euro. Facilitatea de la Afumați își extinde producția în linie cu obiectivele de durabilitate asumate de către Corteva pentru a sprijini creșterea rezilienței sistemului nostru global de hrană.